Tolea, tot de la București, deși Tolea. Da, așteaptă-ți rândul Paris, că după ce îl bat pe Bebino, te bat și pe tine. Așteaptă-ți rândul acolo. Deci, ascultă-mă, ca să ne înțelegem de la bun început. Da. Eu nu mă, ce regulile care le-a pus cu Taru, nu le pun cu altcineva. Eu știu că tu ești boxior, eu mă bat doar cu fașe, cu fașe, cu bandaje, sau dacă nu, cu mânuși de MMA, atâta. Dacă vrei să faci brațe cu mine și picior și altceva, dar doar să-mi accept mânușile, da, să-mi accept mânușile. Eu nu vreau, eu dau tocmai de asta, te-am apreciat de la început, pentru că am văzut că Scutaru ți-a pus multe condiții și tu le-ai acceptat pe toate. Da, da. Eu nu vreau să spun acum ceva și mâine să spun altceva. Dacă mi-a accept meciul, eu apreciez, da, și totodată eu zic că arăți toată lumii pe mâine, demonstrez că ai sânge în instalație. Eu boxior nu sunt, sunt fost boxior. Înțelegi? La fel, tot fost boxior sunt și eu. Da. Tot fost. Facem, cum ai spus tu, cu bandaje și cu mânuși de MMA. Da, deci da. Vrei așa? Da, vreau. E sigur? Am văzut că ai nasul puțin așa. N-are nimic, n-are nimic. Deci băieții care sunteți, care aveți clinică de operații estetice, un număr de telefon vă rugăm frumos, că avem nevoie de acid, de bandaje, de tot. Deci tu ești 100% Doamne. O, știu, îmi pare rău că e egal asta, prea la așa, prea așa. N-ar fi problemă, că eu oricum îmi trebuie operație estetică, da, dar fii băiat frumos. De asta și accept așa. Băiat frumos. Dacă te răzgândești, fii atent, eu ce zic aia fac, dacă te răzgândești și vrei cu mânuși de box, să-mi spui să nu-ți fie rușine, că tu ești băiat frumos și să nu te, te zgâni. Nu vreau. Nu că n-am, eu, la mine sunt câteva secunde, nu stau să mă joc, să mă astea, nu. Deci nu stau, la mine două contra, asta am spus cu toată lumea. Vreau să dau o contra două și aia e care stă în picioare ăla, atâta vreau. O contra două cu oricine. Nu sunt eu de astea, de Leapșa, de astea. Cu Scutaru mă pregăteam pentru că eu știam exact ce urmărește el. Să mă alerge pe acolo, să mă astea. Am făcut antrenament cu trei campioni, vicecampion la box de 80 de chile. A văzut că m-am ținut după ei puțin și după aceea a început omul să zică, domne, că eu nu mă bag cu tine, că eu sunt Nuțu, tu ești Fane Vancică și așa mai departe. Păi lasă-i, păi... Hai să spun ceva în privința mea cu Ale, 5 secunde. E bine că ai voință, e foarte bine că ai voință, dar să știi că trebuie să și poți. E lucru mare să vrei, una e să vrei, alta e să poți. Să știi. Da. Oricum, știi ce îmi pare bine? Că, uite, n-am reușit cu Scutaru să aducă, nu știu, adică îmi pare bine că și tu la rândul tău provid într-o lume rău famată, știi, nu provid într-o lume... Da, avem un pic poveștile de viață, le avem asemănătoare. Uite, el te cunoaște. Eu te cunosc, știu bătăile tale pe stradă, știu foarte multe despre tine, știu cine ești, știu absolut tot. Deci, de asta i-am și povestit eu înainte. Deci eu ochiul meu nu m-a păcălit în privința ta, e prima oară când îmi zice treaba asta. Înțelegi? Da. Și am știut, eu știu absolut tot despre tine, te cunosc foarte bine. Deci faptul că prietenul lui Bebino mă cunoaște, asta demonstrează clar că Bebino are sânge în instalație, că mă accept. Da, eu știu absolut tot. Știu. Auzi? Da. Și dacă te bate Bebino, dacă ți-i bătaie, nu te bate un fraier, crede-mă, arăt eu puțin mai. Uite, eu unul față de Scutaru, eu nu cer acceptul la prietenii mei să cu cine mă bat. Nu. Prima oară ți-am zis nu, frate, că... Dacă ai sânge, te bați cu oricine. Băi, tap și distribuie toată lumea. 40 de chile, dacă eu am sânge în instalație, mă bat cu tine de 180 de chile. Nu e, frate, nu e adevărat. Dacă... Simți, e bun, purice, terminați. Este bun, este. Da. Are explozie. Are explozie. Dar ce crezi, mai faci și câteva, mai știi și câteva de astea de aici cu alea, nu știu dacă înțelegi. Dacă a fost să dea Dumnezeu să le faci, să-ți ajute Dumnezeu să le faci la viața ta. Revin-o și dacă o fi să ție bătaie, măcar nu te bate un fraier. Ai înțeles, măcar în acest la orice. Nu, eu știu ce am vrut să fac? Fii atent aici cu Scutaru ăsta. Eu am intrat în jocul ăsta fără să vreau. Am intrat de la un nerv și acum toți prietenii mei, toți predatorii mei îmi spun intră live. Eu acum îți dai seama, eu am vrut să le dau, să le spun, să fiu ca un exemplu pentru toți, că eu provin într-o lume rău famată.
că nu sunt bune bătăile astea pe stradă, că pe stradă poți să-ți iei un briceac, poți să-ți iei, poate să te bată 2-3 inși. Cel mai bine, faceți sport, mâncați sănătos, umblați cu gagici, nu umblați mulți, mulți în grup, pentru că voia lumea de altceva, știi? Da, așa e. Și cel mai bine e să vă bateți în ring și terminați orice discuție. Asta poți să spui și tu, că și tu la fel vii dintr-o lume la fel, deci de atâția ani pe stradă umbli... De atâția ani pe stradă și poți să le spui și tu la lume, la fel ce spune și Bebino. Da, așa este, pe stradă nu poți să știi. Vine mă bucur că am de-a face cu un infractor mai mare ca aia scutarul. Un infractor, nu știu, de fapt stai că tu ești aceeași vârstă cu scutarul, tot 37 avea și ăla. Da? Avea, Dumnezeu să-l ierte, avea. Tot 37 are și el. Am înțeles, dar spre deosebire... Ascultă-mă, ăla n-are, are scutarul victimele lui? Victimele lui? Nu, n-are cum, ăsta iar se va face. Îți explic eu ție mai mult. Eu sunt Mihai Viteazul de la Târgoviște, de vină să știi. Eu sunt Mihai Viteazul de la Târgoviște. E nașul lui Ghionosu. Ai nașul? Da. El înseamnă că... Suntem prieteni. Am avut eu niște discuții. Mă rog, m-am auzit niște vorbe. Nu-i problemă, orice ai avut. Oricum vii într-o echipă foarte bună. Și de când îmi zice mie fratele meu că ești nașul lui ăla, înseamnă că tu ai format echipa aia. Deci mă bat cu da, nu, suntem prieteni. El la un moment dat a vrut să-l pună și mă rog, a fost niște discuții. Deci am luat din București, am luat fiecare centură din fiecare cartier. Din ce catar s-a în comună? Pe calea asta, scuză-mă puțin, pe calea asta îl invici pe Ghionosu să ne vadă meciul. Să vadă lumea că nu se întâmplă cum vrea dușmanii. Păi îmi spune că tu ești prieten cu Ghionosu, să nu se înțeleagă. Da, eu sunt prieten cu Ghionosu, suntem... Am făcut acolo, am fost la greu împreună. Nu știu. Ideea e... Să nu se înțeleagă greșit. Ideea e, din ce oraș ești tu? Eu sunt în Târgoviște. De la Târgoviște. Da. Deci dacă eu te bat pe tine, ești de acord că iau centura de la Târgoviște? După stradă. Dacă mă bați. Dacă mă bați, da. Ce ai popun? Băi, mă antrenez mă zi de zi. Am mâinile praf, uite. Am mâinile praf. Dacă mă bați. Da. Deci au centura de la Târgoviște. E un oraș cam mic, dar E oraș mic, dar să știi că aici avem mai valori. De aici, a fost Vlad Țepeș, Mihai Viteazu. Eu știu că trebuia să fie capitala României. Păi a fost, dar n-a fost foarte mult timp. A fost capitala României, dar n-a fost mult timp. A fost câteva zile. Eu știu că de la noi, de la Casa Poporului, e tunel până la Târgoviște, la voi acolo. Așa e, da. Băi, tapta și distribuiri de 3500 de oameni. Pe live-ul ăsta avem 90 de aprecieri, ce înseamnă asta? Deci fii atent aici, dăm și un meci așa, ca să vadă lumea exact cum stă treaba între noi. Haide să vedem. Până la meciul la mare, le facem pe ăsta aici. Haide-mă! Luați-l! Tap-tap! Bă, tap-tap toată lumea, de la ori 2 dați cadouri. Deci cam așa stă. Băi, nene! Stați ușor, tap-tap toată lumea aia, la ori 2 dați cadouri. Mergi greu, ești nebunat. Uite ce susținere are. Tap-tap, toată lumea, tap-tap, 3800 de oameni. Au. Bă, nu mai... E singurul care a sunat la Ericsson. Deci... Ceilalți, Ciocumic și joc de glezne, că ați dat aici decât în clanță. Maca, dar de sunat n-a sunat nimeni decât omul. Și Paris așteaptă-ți rândul. Bate-te cu tole acolo și așteaptă-ți rândul, numai... Paris, vine rândul tău, tată. Ia uite, ne bate mult să mă rând. Are subținere. Păi și mai joacă jocuri de ăștia, atunci nu ai jucat. Bă, oameni, m-am dat staptabul, cadouri la ori 2. Da, numai copii, frate, numai copii, doar nici de afirmație. Tap. Hai că mergi ăsta pe până. Mai e. Mădălin, te pup, Denis, te pup. Tap și distribuie. Mă lăsați, haideți mă, forță, mă. E greu. Acum vine cu mătră, dă un snipe de la așa, de ne face praf. Fernando, te pup. Te pup, mă, tot să ai ducii mei, vă pup. Te pup, Capo, te pup. Victor Gabriel, Vărule, te pup. Te pup. Mario. Care e mai bun dintre mine și el? În ring vom dovedi. Andreea, mulțumesc pentru tap-tap, Andreea. Aici să vedem deocamdată. Hai.
Fulguță, te pup, juniorul. Fulguță e Fulguță, nu? Da, ce-ți mă cu provocarea asta Fulguță, de viteză? Fulguță, te pup, sunt aici la tine, la căruță. Haideți ceva mai măricior, hai să facem provocarea, că trece timpul. Benciu, te pup, băi. Șobi, te pup, fratele meu, te pup. Luați, luați, lor trei. Haideți mă, bine mă, și acum așteptați ordoiul. Exact, acum așteptați ordoiul, nu mai dați nimic. E mâncat. La ori trei, gata. E mâncat. Antonio, te pup, Ceapă, te pup, frate. Vego, mersi, Vego, mersi. Denis, e mâncat. Gata mă, gata, aruncați-l în aer. Mă, haideți, Coco, haide mă, aruncați-l în aer să vadă forța lui. Bine mă, Johnny, te pup, Johnny. Mamă, ne-a rupt. Johnny, te pup. 8 secunde, dați acum. Bebino, unde ești, că nu te văd. Bebelușule, unde ești, că nu te văd. George, bine mă, bine Eduard, vă mulțumesc la toți, mă, Radu Ștefan, Stavarache. Mateu, te pup, frate. E mâncat. Neprigiardo, mulțumesc. Este mult bine, haideți mult toată lumea de la Târgoviște. Denis, te pup, frate, te pup, e dus. Câți ani de pârnă e? Fernando, te pup, fratele meu. Patru. Doar atâta, 4 ani? Doar patru. M-a ferit Dumnezeu. L-am văzut ca tine. Ferească da? Dumnezeu. Antonio, te pup, fratele meu. E dus, bă, să mori. Are 1800 pe la el? Da. Faolo, ne-a distrus. Dacă dau toți tap-tap ăștia 3400... Băi, ne toți tap-tap, mă, tap-tap și distribuim. Fii tap-tap, mă, forță acum de la toată lumea și aveți grijă pe final, că are snipe puternic. Luați-l. Are cel puțin 5000 pe final snipe. În secunda 5, când de secunda 5, în secunda 5 a postat pe el. Dă-i snipe. Acum. Zonii speciali, Eduard, Radu Ștefan Chira, Victor Gabriel, Alăutari, Târgoviște, te pup, Poaie, Cătălin Mihai Stoica, Maruser, Mariu, Cucea, toată lumea, mă, vă pup. Preda, Dan. Cred că scutării cu noring nu rezistă 3 minute. Tap, aveți grijă pe final. Toți iată la lui scutarul să ne cred că scutarul... Cucule, tu ești bun de... Nu e băieți aici la mine de la Târgoviște. După ce ai donații și pe la fratele meu de la Pola Scutii. E greu, bă, n-are mare 5.000 de puncte în fața noastră. Ce să mai am, Rare, Ștepu, Costi, n-ai, lăsați-l, asta e primul meci. Da, primul meci, prima rundă. Aveți grijă pe final, nu vă culcați, nu haliți vrăjeala. Abia am intrat, hai. Diablo, vedeți pe final, nu stai micut, 2-3.000, 5.000, cât vreți voi. Predatorii, predatorii care sunteți aici, dați tap-tap, tată, toți. Dați tap-tap, că am 50 de abonamente pentru voi pe 27. Te împamblica. Laris, bine ai venit. Terminator, te pup, Andrei, vă pup, voi, care vă pup, voi, vă pup, acum, forță, Remi, vărule, te pup la lăutari, Mr. Leo, Remi. Johnny, te pup încă o dată, Johnny, mulțumesc frumos. Eduard, vă mulțumesc la toți. Te pup, verișoara mea, te pup. Pregătiți acum cadou pe secundă. Un snipe micuț, un snipe mic, 2-3. Acum, snipe. Acum, bădați, fii atent. Emiliano, te pup, tap-tap și distribuiri. N-ai mâna, ne-a bătut. Ne-a bătut, bă, să moară. Ce să mai, să fie semn, să fie ce să fie, ce să fie. El zice bine. Johnny special, Eduard, Victor Gabriel, Radu Ștefan Chira, Lăutar, Cătălin Mihai Stoica, Maruser, Mario și toată lumea care m-a susținut. După toți. Două din trei, da? Facem și câte vrei tu. Luați-l! Suntem 5.000 de oameni, am plecat tare. Ușor, nu mai dați cadouri, decât tap-tap-tap-tap. N-ai, Tina, te pup, sora mea, știi, ești mic acum, ești mic. Nu mai am o forță, cine să-ți doneze? Scutarul, cine îți doneze? N-are cine. Oricum scutarul doneze. Tina, te pup. Mă cunoaște și pe mine, cât un văr, cât o mătușă, bebino, mai. Nu sunt nici chiar așa. Bă, frate, mi-e greu. Nu există așa ceva. Tap-tap în forță toată lumea, toți predatorii, tap-tap în forță, tată. Cât am tap-tap acum, fără cadou. Bianca, ți-am dat cerere? Hai că-l dau. Nedel cu Nicu, te pup, băi, te pup. Rareș Munteanu, te pup. Rareș, te pup, îți dau și ție cerere, bani. Tap-tap, bă, și distribuim în forță să-l batem. Dacă apasă tot. Așa, mă, tap-tap. Să-l batem puțin pe ăsta și apoi îl batem și în cușcă. Ha, trebuie să mă antrenez puternic pentru tine cu metre.
Trebuie, trebuie, Bebino, eu centura... zic acum. Cât cântărește centura aia de la tine de acolo? Cum? Aici. Îți dai taptaș tu? Și nu, Tina, acasă, Tina, te văd, îți dau ție cerere. Așa. Îți zic acum că nu o să fie un meci ușor, să știi? Nu te culca pe ureche, eu vreau să facem spectacol. Tina, urmărește-mă și tu ca să poți să-ți dau cerere. Răduca, nu te pun. Meciul nostru, meciul nostru o să fie meciul anului. O să fie, da. Vezi că m-ai pus pe gânduri cu meciul ăsta cu tine acum, să mor. Păi e semn, e semn, ți-am zis, ia. Luați-l! Haide-mă, 34 de trandafiri sau de cadouri mici. Toți, toți, luați-l! Trandafiri de cât? În 34 de trandafiri. Ioni, Daniel, tot Paul Buciu. Georgian, te bă, băi. Băi, ne-au tatu. Intrat toate neamurile mele aici, băi, frate. Mariu Zăbeț. Adrian, așa, te bă, așteptați-o-l așteptați-o-l trei acum. Forță, mă, forță, ori trei. Gata, ne-a bătut primul de ăsta. M-a pus mânușa, Johnny, e bine. Băi, măcar tap-tap, mă, până la jumătate de milion, mă, frate, tap-tap. Haideți, mă, toată lumea, acum. Felix, Johnny, Andrei, te pup. Mersi frumos, mamă, 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 bine, Johnny, bine, Johnny, te pup, Reni, mă. E greu, bă, să mă Sunt și eu căutat, să știi, sunt și eu căutat, frățiorul meu. Îți sunt pe fină, tu, ascultă-mă ce zic, îți sunt pe fină și... Vă fină? Păi dacă nu ești gătul, nu? Bine. Deci tu l-ai sunat pe scutarul, să-ți alea. Băi, scutare, îți... Na, Cristianu, te pup! Da. Te pup, fratele meu! Na, și acum greu. Un snipe, Cristianu, un snipe la astea 5 secunde, un snipe la final. Suntem aici, suntem aici. Haideți, mă, forță acum. Tina, te pup! Na, mă, ești... Bine, mă, bine, mă, oricum suntem aproape, e bine. George, e bine, te pup! Tina, te pup! Vă pup, băi, Mihai, te pup! Nu, mai gata, nu mai are nicio șansă. Acum iarăși la bună cap. Deci fii atent aici, tu l-ai sunat pe scutarul, nu scutarul, vezi că-ți spăl rușinea, nu? Dați urmările, George, nu-l pe greu de la trădor. Tina, te fug, te iubesc, Tina. Cosmin Grosu. Nu am o creavare, mică diferență, mă, Tina, te fug. Mihai Bolbocearu, mulțumesc. Luați-l, luați-l, luați-l. Redi, vai, Andreea. Gata, Tina. Mamă, tu ești pentru rușinea lui scutarul, trebuia să-mi dau seama că e meci greu. Aolo, e meci greu pe TikTok-ul ăsta, am înțeles. Daniel, te pup. Ce crezi? E pe TikTok așa o să fie și în ring. Vedem, nu mă jur. Dar pe bătrânii mei. Da. Daniel, te pup. Țiganu, te pup, vă pup, băi. Haideți, mă, că se poate. Haideți un pic acum. Hai să luăm un pic de avans, măcar pe 2-3 mii de puncte. Hai să ne conduce. Hai să luăm puțin conducere. Andrei, anătă, te pup, Nicolas. Acum toată lumea tap-tap. Acum, dar acum începe să-l aruncați în aer. Acum toată lumea tap-tap. E greu, tap-tap. E greu. Câte chile ai avut cel mai mult? Cel mai mult? Ca 120 cel mai mult. Câte? 130 am avut. 130 am avut cel mai mult. Tap, tap, tap. Ține-l pe el de vorbă, mai nebunit. Pe el îl ții de vorbă și eu zic tap, tap. Haideți, mă, acum puțin. Haideți puțin acum. Pregătiți un snipe acolo, un secund acit. Ne-a învățat cu Steluș. Deci el te ține de vorbă și eu, bă. Care-i cu Steluș de la Cridani? Ianca, te pup, verișoara mea, te pup, te iubesc. Costeluși de la Clejani? Nu ne mare, 23, haide-mă, 18, 17, Carlos, Alberto, te pup. Haideți, mă, acum un cadou pe final, acum, ceva măricel. Luați-l, mă, luați-l, băi, să vezi tu că pe final... nu mai am stare, bă, scaunul ăsta. Aia e, mă, Victor, hai, și încă ceva, și încă ceva. Uite cum a luat-o ăsta lui, ești nebun la cap. 24. Iar de bătut, 27. Bine, mă, bine, mă, bine, Johnny. Johnny, vă pup, mă, vă pup pe toți. Johnny, te pup, vărule, te pup. Ce? Dacă ai avea pe final live. Johnny, special, te pup, bă, frate, mulțumesc mult. Eduard, Dradu, Ștefan Chira, Victor Gabriel, Stan D, 20, Georgian Simion, Păstrăbrus, Mihai Băbuceanu și Revi, vai. Te pup, vărâțule, vă pup pe toți. Doamne, dați-vă tap-tap și distribuiri în forță, mă. Hai, mă, ultimul meci, dacă și la asta gata. 2-0, nu e problemă, că îți dă fratele tău câte meci. Dau ție contractul meu de dacă tu mi-ai acceptat, dacă tu mi-ai acceptat meciul. Ina, te pup, te pup, sora mea, te pup. Câte meciuri vrei? Tap, tap și distribui toți predatorii. Acum, separat de meciul ăsta după TikTok. Oamenii mei, hai ducii mei, decât tap, tap, decât tap, tap, nu-mi dați cadouri acum. Așteptați provocarea de biserică. Auzi? Ești bun încasator? Ești bun încasator? Fratele meu, ai pe platforma asta? Ești bun încasator?
Ești de mult pe platforma asta? Bă, frate, am vreun an de zi, nu cred că n-am un an, o jumătate, dar eu meciuri de astea, nu știu dacă am făcut. După meciul cu mine n-o să mai fi pe platforma ta. Da? Meci oficial. Da. Eu știu că ești pregătit pentru avioane, dar nu să dea avioane la meci. Dacă te pregătești cu avioanele alea, știu că le dai. Nu dau avioane, Da, le dai cu capul în față și avioanele, le știu. Niciodată, n-ai să vezi așa ceva. Ascultă-mă ce zic. O să te bat într-un fel de o să-ți placă și ție. Niciodată, o să te bat într-un fel de o să-ți placă și ție, o să vezi. Da, Dumnezeu, să-ți ajute Dumnezeu și la casele mai mari. Da. E măicuța Domnului să nu fie. Ăștia mari cad repede de obicei. Da. Ăștia mari cad repede de obicei. Păi aia zicea obicei, și eu de obicei, da. Dar în cazul nostru tu ai luat și rângi, am luat și o rângi. Eu am luat și macete. Ai luat și tu? Bă, frate, n-am luat. Îmi cer scuze de, să nu înțelegi greșit, dar am dat cu satârul, cu astea. Dar de luat n-ai luat, nu? N-am luat, cuțite n-am luat. O să vezi tu acum cum îți dă o macetă, cum te tai o macetă, exact. Acolo e locomotiva, direct. Eu știu că e forță, domne bun, dar nu e problemă. Numai să mă nimerești, dacă mă nimerești. Nu, că de cu ținta alea, când eram... Haideți-mă, astea 800 de puncte, hai că nu e problemă, e provocare nici 800 de puncte. Haideți-mă, bate și meciul ăsta, să nu zică după aia că n-am pus al treilea meci. De ce? Că de ce să vorbesc cu urât dacă... Nu ne-am înjurat, nu ne-am asta, de ce? Cum să nu, dăm contra, te apreciez pe Dino? Meu, că tu ai fost primul care ai sunat acolo. Te apreciez și mulțumesc că mi-ai acceptat provocarea. Da, cu mare drag. Băi, nene, nu avem o forță, mă, să mori, te pat să... Sincer, stătiu, mă gândeam, zic, bă, poate nu mi-acceptă, poate o căuta vreunul mai slab, dar foarte frumos din partea ta că m-ai acceptat. Păi uite, eu am zis că ești mai slab, dar uite că ești forță, să mori. O să am de furcă cu tine, fratele meu. Furcă maximă sau. Unde ești? Acasă la Târgoviște? Da, sunt acasă la Târgoviște, da. Da, trebuie să trecem la tine înainte de meci. Să dăm la tine, să dăm la tine. O am eu, statistic, o am eu. Da. Dar vezi că e pregătit. Hai să mă cordon ăsta, râde în glumie, hai de cordon ăsta, hai să-l aruncăm în aer și meciul ăsta, nu-i dăm nicio șansă. Dacă nu închid direct ăsta și-l arunc direct, ne vedem direct. Deci toți predatorii mei, Tina, te pup. Hai să le luăm puțin avans, măcar 5.000 de puncte. Bine, Giori, bine, Georgea, mulțumesc frumos, Giori. Salut acolo, tot picior de mute. 4-5-5 și aia sunt. Păi să nu luați bani cu dobândă ăștia lui Scutaru. Giori, mersi frumos, frate. Mersi frumos, Giori. Să fac ăla care dă punctele înapoi. Știi cum e cu lăutarii? Că știi că dai bani și pe urmă îi ceri înapoi. Dau de jurat dacă dai ceva înapoi. Tina, te pup, te iubesc. Fernando, te pup! Da, mă, suntem. Andreea, mulțumesc frumos, Andreea. Mr. Leo, mulțumesc. Tina, te pup! Bine, mai că suntem acolo. Mai avem grijă un pic pe final, suntem acolo. Da, dacă nici meciul ăsta, gata. Spar telefonul și așa l-am spart. I-am făcut un video lui Scutaru. I-am făcut așa pe ăsta și s-a crăpat telefonul. Mâncați-și gulat. Johnny, George Simion, 20, Marian Bolbocean. Bune, ăștia lui Caoro. Să nu luați bani cu dobândă. Să nu Benedici, Remi Vai, Oaie Florin. Andreea, mulțumesc mult. E greu. Haideți, mă, tap-tap în forță, tap-tap. Pregătiți un cadou, pregătiți un snipe pe final. Nu poți să-i dai raport, să iasă de joc? Trebuie să-i dăm raport toți, fii atent. Dați raport toți, da. Pe ce ții raport? Pe ce secție ești? Le-a distrus, ești de bumbă. Să-și eu căutat, ai înțeles? Că m-am ambiționat și mai tare. Deci pentru treaba ta. Dar tu nu te-a... Ce bei acolo? Vin. Hai să fii într-un ceas bun, Doamne ajută. Să-mi spui ce soi bei, să-ți trimit câteva lăs. Sincer, nici nu știu, mi-a pus cineva, nici nu știu. Să te țin pe vin de ăla până la meci. E sec. Până la meci te țin pe vin de ăla. Snipe acum toată lumea, snipe acum acolo cu ce puteți, snipe. Să mor eu dacă nu mi-a distrus, nu mai avem. Nu mai zgloanță de nimic. Da, mă, are mai. Bine, mă, Cristian, Johnny, mersi, frate, mersi. Mersi, ce să mai. 3-0. Trebuie bine. Nu te sper pe mine că te-am bătut așa rău, dar mă iubește. Mulțumesc, Johnny, mulțumesc frumos. Dați toată lumea, dați urmările lui Johnny special. Dați urmările lui Johnny special. Auzi? Trebuie să-i și tu meciul ăla, cum să zice, să scot pe tine. Să moară Natasha dacă tu îi mai dai șansa să te mai
încă un meci niciodată în viața mea. Poate știi cum? Poate mâine. Dar seara asta niciodată. Nu te oftica, nu te oftica. Învață-te să pierzi. Trebuie să știi să pierzi. Eu tot în viața mea un meci n-am pierdut. Un meci n-am pierdut în viața mea. De cât ăsta, uite, pe TikTok ne mai pierzi, mai iei, mai are. Dați toată urmărirea, vă rog frumos. Un special. Cu Georgean Simion și lui 210, dați-le urmărire. E adevărat, cu tricoul tău? Ce e cu tricoul meu, mă? E adevărat. Cu cine are, bă, meci? Băi, deci omul ăsta, haideți ca să vorbim puțin. Omul ăsta a sunat la Eric Sef și a fost primul, printre primii, care a avut curajul să sune și să ceară informații de la Eric Sef. Primul venit, primul servit. Și cred că și cel mai potrivit adversar pentru tine. Nu cred că ai văzut altul mai potrivit. Da. Nu? Și ce mă bucur eu că vin în aceeași lume în care provin și eu și care provine și Scutarul. Și aș vrea ca să fim ca, nu știu, ca un exemplu pentru toți puștii ăștia din ziua de azi, să nu facă ce am făcut noi, atât. Așa este, noi am prins și alte vremuri, am prins și vremurile când trebuia să te ipui ca să nu ți se întâmple alte alea, să nu ți iei bătaie, să nu ți iei cuțite, trebuia oarecum să te ipui. Oricum tu ești în altă ligă, ești mai purisan, ești mai alea, noi tineretul. Da, altă generație. Așa e, ce adevărat e adevărat. Mă întreba și pe mine, un prieten bun, ce regrete ai? Și același lucru te întreb și eu pe tine, chiar dacă am pierdut meciul ăsta, da? Te întreb și eu pe tine, ce regrete ai în viața asta? Ce regrete am? În mare parte am regrete că nu m-am ținut de sport. În primul rând nu m-am ținut de școală. Da? Nu m-am ținut de școală, m-a prins gustul banului prea repede, am ieșit pe stradă, mi-a blocat vagabonțeala. Și am avut multe de pierdut. Am avut de câștigat la început când am fost mic, dar după aia am avut foarte multe de pierdut. E adevărat că pe timpul nostru șmecheria era văzută mai tare ca sportul? Da, pe timpul nostru se vorbea de smardoiel, de care e mai șmecher, care e mai acum toți copiii vorbesc de afaceri. De... Și e adevărat acum că s-a întors clepsidra, că sportul e văzut mai bine ca strada, ca vacabonțăla. Da, dar și înainte nu era plătit, frate, nu era plătit. Eu când am ieșit campion la copii, mi-a dat 1.000.000. Și după tu ai ieșit campion la copii? Da. La cine ai făcut? La cine am făcut? Am făcut aici, la Târgoviște, la CSU. La Târgoviște, nu? Da. Bun, am făcut la Maestru Coco, cu Maestru Bazar. Unde? De la București, nu? Am făcut frații Cazacu, dacă ai auzit de ei, că e de vârstă cu tine, Cazacu la mare. George, ăla e de vârstă cu mine, are 31 ani. Să știi că sună cunoscut. Dar să știi că maestrul meu la Pârnaie, ca să-i cer câteva, dacă știi așa, a fost Ion Stan. Maestrul meu la Pârnaie. Da, cum să nu, da, pe Stan îmi știu, cunosc, da, am auzit numai lucruri bune de. Da, păi este, dacă citesc cartea de istorie, am văzut el acolo, frații Cuțov. Cum? În cartea de istorie a boxului este trecut și frații Stan de la noi. Frații Stan, da, am auzit. Sunt de la voi, frații Stan, nu de la noi? De la București, Ion Stan și cu fratele lui. Asta zic, da, frații Stan, știu că i-a dat lui Mayweather un pumn, l-a dat în... Nu? N-a avut meci cu el? Nu știu, n-a avut cu Mayweather, nu, e altă generație. Mayweather? E altă generație. Parcă cu Mayweather, nu? Nu a fost John Cena cu Undertaker, nu? Noi doi cred că ne-am uitat la John Cena. Spre rușinea mea, nu știu să zic acum pe cine a bătut, dar oricum are medalii la Olimpiadă, la Mondiale, la... E... Da, a fost bun. Da. Adiluze să fii cu mintea. Uite, m-a mai provocat. Ce părere ai de provocările mele astea la tine? Care m-a mai provocat băieții ăștia. Ți se par că sunt, uite tu că ești calificat și că ai atâția ani de sport și atâția ani de stradă. Crezi că băieții ăștia vor decât să bage în seamă sau? Nu știu, eu de ce am văzut, n-am văzut. L-am văzut decât pe Paris care te-a provocat. Care și el nu este... Da, Paris, sunt sigur că dacă Paris venea. Paris, la fel ca și tine, venea la meci. Vine. Adică vine la bătaie. Dar de ceilalți? Păi de celălalt nu i-am văzut pe niciunul care te-a mai provocat. Dar, sincer, părerea mea, niciunul nu e mai potrivit, mai adversar decât mine. Toate pe la București e mai mult maca-maca, ați înțeles? Și... Da. La mine, auzi, și dacă e să pierzi, măcar cum vezi ceva.
Da, și da, da. E ca colecție. Și tu la fel, dacă e să pierzi, te pensionezi. Te pensionezi? Da.